Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Neața! Neața! E, ce neața! Bună seara! Astăzi battle-ul numărul 10 cu Buntea, care și întrece. Am scăpat data trecută, nu mi-a plecat niciun om acasă. Sper că astăzi să mai câștigăm și noi o probă, că n-am mai câștigat de mult. Proba trecută ne-a blocat pentru că am avut un buget limitat. Suntem singura echipă care suntem încă 7, deci forța e cu noi. Bravo, Stelico! Că mei sunt ok, ai mei sunt bine. Stelica cu Costică, sunt bine împreună, îi simt așa, încrezători. Echipa din care fac parte a început să se unească, să se închege, să lucreze bine împreună. Simt că încep să-mi primească, să mă adauge în echipă. După ziua de ieri în care am avut egalitate cu cei din echipa roșie, trebuie să dăm un pic mai mult, să nu mai fim chiar așa pe muchei de cuțit. Mai ales acum că l-avem și pe Constantin în echipa noastră. Hai să vă flăcărez pe toți așa, să vă dau cu violet. Poate dă Dumnezeu și măița Domnului, ne aruncăm spiritele rele și nasoale de aici din platou, că mai pot! Încă o nouă zi în paradis și o să mă asigur că o să avem de două ori mai mult show cu Bolta și Dumitrescu. Astăzi vor fi mai tare pe mine și mai tare vor pune presiune. Le dă compozitorie, fii atent! De astăzi suntem cu un om în minus, suntem doar 5, dar după proba de ieri în care am văzut că putem să facem două persoane, de fapt, atâtea farfurii, credem că putem să facem față și în 5. Dau cu violet pe aici. Nu știu de unde chestia asta cu lilau ăsta pe el, că n-am prins-o. Să leagă de orice, poate iese bine. Nu, mai sus de asta să nu cadă. Așa. Am adus câte o eșarfă pentru fiecare coleg al meu și suntem spectaculoși cu toții. Sper din tot sufletul meu să ne poarte noroc Battle 10 și eșarfele mele minunate. Haide! Mamă, cum e Gina negru azi! Negru! Oh, neagră, ce frumoasă! Roșu, negru, e pe negru, nu-mi place. Cine a îmbrăcat în negru, grata, nene, ține cu Scălătescu. Asta nu e bine. Asta că tot ai îmbrăcat în negru, să-ți face cadou așa, să pui la mână din asta. Sper că e din mătase. Da, te rog frumos, e de ceva. Dar să știi, nu vreau să fac parte din nicio echipă. Apreciez. S-au îmbolnăvit de mov. Mă, până la urmă îl înțeleg și pe Scărlătescu. Da, te mă lasă la aici. Că șef, poate are el un feeling, poate are o presimțire. Și chiar sper să ne aducă noroc. Uite, mi-am legat de cap chestia asta. Mă strânge puțin, dar nu contează. Ne dorim să câștigăm. Eu îți fac o ofertă de nerefuzat. Un moment artistic oferit de marele Stelica. Stelica a spus că a pregătit un moment artistic. Eu am înghițit în sec și am zis, ok, hai să-l vedem. Doamna Gina, avem un concurent nou. Venit din China, de la Sushimi, de acolo unde a venit el. Cichician e aici. Cichician. Așa. Păi vine Ștefan Cichician, așa mergea prin plată. Ce faci, mă, Cichician, treci acolo la tine la masă. Și mi-a venit melodia asta în cap. Am acasă pe tavan o poză cu Cichician. Cel mai tare la karate, nimeni nu îl poate bate. Stelica e top, frate. Vreau și eu pe Stelica în echipă. Ștefan cu badărul ăsta chiar pare așa dintr-un film de Cichician. Bă, omul ăla s-a gândit așa departe, bă, să vină el să cânte, care nu a avut treabă cu cântat în viața lui. Doamne, ferește. Eu o să vă dau, dragii mei, o ghicitoare. No! Hai, mă! Ce devine mai mare cu cât mai mult iei din ea? Gaură. Stop! Am zis primul stop. Unde ai zis, bă, din ai scris, ai zis înainte stop. Am zis primul stop. Hai, bă, dar n-ai scris, ai zis stop înainte să termin de scris. A zis stop și el, înaintea mea, dar nu terminase de scris. Am pus ultima cratimă la aia. Adică mare șmecherie. Bine că n-am întors Cărătescu la timp, că el avea gaură. Vă spun eu cine a ridicat primul. Cine a zis primul corect, stop, cine a ridicat primul. Cine? Bun. Vai, ce drăguț ești. Pune! Nu, bă, de ce să păpune? Am zis primul stop și am întors. Nu, ai zis stop și scriai. Am pus asta. Nu e, bă, termine. Așa, a zis pe corectitudine, mă. Eu i-am zis gaură, da. De la gura, pă.
Până la urmă n-am câștigat. Mai facem o ghicitoare. Ce se mărește permanent și niciodată nu scade? Stop! Te rog. Vârsta. Stop timpul. Așa este. Vârsta, e simplu. Și am scris și invers, să se vadă că termin cuvântul și zic stop. Bravo, mă, bravo. Tot Florin a câștigat. Nu tot Florin, că la tot prima Florin am câștigat eu. Bine, mă, hai să facem jocul ăla. Hai să ne jucăm jocul. Măcar a înțeles și Scărlătășul despre ce e vorba. Uite, știm cu toții regulamentul. Hai să ne jucăm. Stenograma pierdută. Stenograma pierdută ieri. Stenograma pierdută ieri de... Stenograma pierdută ieri de Scărlătescu. Stenograma pierdută ieri de Scărlătescu conținea... Stenograma pierdută ieri de Scărlătescu conținea adevărul. Stenograma pierdută ieri de Scărlătescu conținea adevărul neadevărat. Stenograma pierdută ieri de Scărlătescu conținea adevărul neadevărat trunchiat. Stenograma pierdută ieri de Scărlătescu conținea adevărul neadevărat trunchiat, dar... Stenograma pierdută ieri de Scărlătescu conținea adevărul neadevărat trunchiat, dar... Poate... Stenograma pierdută ieri de Scărlătescu conținea adevărul neadevărat trunchiat, dar uitat. Dar ne. Poate uitat, dar ce vrei, doamne, vârsta? Eu în loc de poate am zis uitat. Deci am ținut-o ce am ținut-o, nu sunt bun la chestii de genul ăsta. A rămas între voi doi. Hai, Florin. Stenograma pierdută ieri de Scărlătescu conținea adevărul neadevărat, trunchiat, dar poate fals. Deja nu mai are niciun sens ce zicem. Stenograma pierdută ieri de Scărlătescu conținea adevărul neadevărat, trunchiat, dar poate... Ai greșit deja! M-am încurcat când mai puteam, că era fan. Făgame și picioarele să gata, ai greșit, ai făgame! Mai bine rămâneam noi la două ghicitori decât să ajungem în aceeași situație în care tot eu să câștig. Dumitrescule, treceți-o în catastif, că cu asta rămâi pe cuvânt. După sezonul 11, o să ai cele mai multe mini-joculețe câștigate. Dragilor, acum trebuie să fiți atenți, pentru că ce veți vedea și auzi se va întâmpla o singură dată. A? Clar că e altceva, dar ce, Doamne iartă-mă, o fi? Priviți! Salutare, dragilor! Propunerea mea pentru proba voastră de astăzi este următoarea. Un muș de vită cu două texturi de cartof dulce și o reducție de sos de soia. Șef Cătălin Petrescu, prietenul nostru, tata Tim, ne-a și jurizat de foarte multe ori. Să începem, o să facem prima oară sosul. Țineți minte, băi! O să aveți nevoie de 500 de mililitri de sachet de gătit. Dacă nu aveți sachet de gătit, vă recomand un vin alb sec. Sache. 500 de mililitri de sos de soia și 1 kg de zahăr. Păi eu știu, asta trebuie să mai ascult. Eu știu. Dați drumul la sos. Ardeți alcoolul din cele 500 de mililitri de vin, turnați sosul de soia, puneți și zahărul amestecat, se topește, lăsați 30-40 de minute să scadă. La final puneți foarte puțin chili să fie dulce, picant și niște semințe de susam prăjit. Gătim mușcă de vită, bineînțeles mediu, punem cartoful cu bulețe sau medalion pe care l-ați făcut confiat, carnea deasupra, sosul, după care cartoful făcut așa filicele subțire ca un decor. Sorin, tu s-ar putea să știi despre ce e vorba. Că ați zis de mine, nu mi-a plăcut asta. Poate uitase Dumitrescu. Știu că au gătit farfuria asta în sezonul 6, Bontea și ai lui Bontea de fiecare dată. După care Bontea de fiecare dată la amulete, când venea Cătălin Petrescu, gătea în jurul acestei farfurii. Nu este ușor deloc, o să vedeți. Spor, baftă, mult succes! Mulțumim, Cătălin! Wow! Wow! E foarte tare, e prima oară că se întâmplă asta. A reținut tot ce a zis. Mi-aduc aminte că cu farfuria asta s-a câștigat o finală.
farfurie spectaculoasă, e o farfurie foarte simplă, foarte gustoasă și cu foarte mult caracter. Îmi zici și mie cine gusta asta, rog? Păi n-am terminat. A, nu facem asta? Nu asta gătim? Păi nu trebuie să alegi? Continuăm. A. Sărbuna Gina, salutare simpaticilor. Am înțeles că trebuie să vă dau o rețetă pentru proba de astăzi. Ce ne dă Iosif? Cotlete de miel. Deci avem un racov la undeva la 250 de grame pe porție. Muștar de Dijon. Ține minte sosul, nu te hazarda aici. Okay. Începe și țineți așa. Miel, Dijon. De casă. Pe rând fiecare ingredient. Și mai avem și... un vinal. Eu sunt vinoală. Sec. Pentru rețeta de azi vom mai folosi și pesmet uscat. Face crustă de aia cu muștar amestecat cu pesmet. Pe care vom amesteca cu acest tost. Așa ca voi, v-ați dat seama deja că vom face un racov lamb dijonet. Va ieși absolut perfect. Garnitura o alegeți voi. Mult succes! Iosif Magicianu ne-a propus un cotlet de miel în crustă verde cu garnitură la alegere. Interesant! Acum urmează un film artistic de lungmetraj. Ștefan Popescu. Nu cred că e Ștefan Popescu. Bună seara, dragi. Ce faceți? Cum merg battle-urile? Vă luptați între voi acolo? Cine câștigă cel mai mult, mai puțin? O cafea avem. Sigur că Cătălin luptă tare, Florin, ba, cu Pontea, bătaie, pum, bam, bam. Dar am venit eu astăzi. Astăzi vă dau o rețetă, o rețetă care să vă pună piedică. E amuzant băiatul, îl știm, îl cunoaștem, el întotdeauna e mai special. Un sfert de oră doar ne-a povestit cine gătește, cum gătește, cine câștigă, care câștigă. Și după aia început. Ce propun eu astăzi pentru voi este file de sturion, caviar de linte neagră, ciupe șamperel, piure de dovleac și sos de șampanie. Ferească Dumnezeu! Ce să facă ciuperca aia cu peștele, nebunule? Fileul de sturion, care trebuie să... Îl porționați la 160 de grame, plus sau minus, și trebuie ținut la baiți. Când este timpul de pregătire, probabil în minutul 40, scoateți de la baiți, curățați de marinadă, îl puneți în tigaia încinsă și lăsați 2 minute pe partea cu piele, după care întoarceți încă un minut pe partea cealaltă. Când este gata, l-a scos din tigaie, îl puneți într-o tavă de cuptor cu hârtie de copt, băgați la cuptor 180 de grade, timp de 12 minute sau... până este gata, că doar sunteți bucătari. Un bucătar, bă, unu-și dă seama doar când se uită dintr-o privire care dă pește. Ma, știi că e gătit sau nu? Sănătos. Bă, nu se mai oprea. Dar cred că Ștefan e nevorbit. Bă, dacă îl pui pe ăsta să facă brunch, trebuie 2 săptămâni înainte să muncească. A, mai e sosul, sosul de șampanie. Trebuie și un sos de șampanie. Ha, mă, mă lași nebunule, dar câte vrei. La sosul de șampanie aș vrea să folosiți șalot. Tăiați șalotul cu bulețe mici, într-o tigăiță mică, scutați șalotul, cât se gătească puțin, să nu fie gătit, să nu fie arsă deloc, că nu vrei să ai un sos ars. Șampanie reduceți la jumătate sau chiar, nu, la o treime, reduceți la o treime, sau cum vreți voi. Așa, jumătate, o treime, vede. Ștefan Popescu a făcut o poveste lungă despre un studion caviar de linte, un sos de șampanie, un dovleac cu piure. Bă, greu. Cel mai bun să câștige? E voilà! E voilà! Abar nu mai aveam de celelalte două rețete după ce m-am uitat jumătate de oră la filmulețul ăsta. Eram în pom și pom în aer. Sper ca ceilalți colegi să fie reținut mai mult decât am reținut eu. Șef, eu am reținut 3 lucruri. Piureul de ăla, 3, sosul și încă ceva. A vorbit destul de mult Ștefan, dar a detaliat fiecare chestie în parte, cine ce are de făcut. Doamne Gina, am uitat ce a zis Cătălin Petrescu, dar crede că am uitat ce a zis Ștefan și a fost ultim. Sunt 3 șefi cu 3 preparate pe care să le împart eu cum cred eu de cuvință. Păi, mi-a dat mie mușchi ăla de vită să-l fac. Întrebarea mea este foarte simplă. Și anume, cine gustă? Sunt niște oameni foarte drăguți, înțelepți, și care vin la noi să mănânce ceva bun. Sunt pensionari. Da. Ciurim ca pensionare din astea 3, ce le-o plăcea. Stai așa. Ce pensionari? Câți și câte? Doar un domn și restul 10 doamne.
Sosul ăla e ciudățel. Și aici a început discuția. Negocierea. Ce zice să gătim? M-a plăcut sosul de la rene, care l-am făcut la prima audiție, la prima când am venit prenul. Băiat de vin roșu. Bă, mi s-a dat temă, tată! Eu mă gândesc că dacă sunt femei, poate vor mai duce. Hai să vedem ce vă dă Florin. După seara trecută, în care Scărlătescu ne-a demonstrat cât de mișto este vita prăjită la friteuză, mă gândesc de ce nu să-i oferim ocazia să mai facă încă o dată același preparat, dar că cu altă culoare și cu alt sos. Hai să ne mai dă o șansă la vita de ieri să mai facem încă o dată. O, sărna! Eu am reținut sosul, cum se face, în totalitate, pe grama. Dumitrescu, mulțumesc mult de tot. Ce pensionar mănâncă muși de vacă cu sos de soia dulce, sărat? Exact din aceeași poveste cu doamnele pensionare care ar prefera să mănânce poate ceva interesant, am zis că o să-i lăsăm ocazia lui Costică să-mi propună o garnitură pentru rețeta lui Iosif și o să merg pe mâna lui Iosif. Mamă! Da, mă, dar era normal că acolo se duce. Știam! Înainte să înceapă el să spună cine ce gătește, știam ce îmi dă. Aia mi-a dat. A venit ăsta micu, Costică, care are boală pe Nina. Vino, mă, coace. Costică, care are boală pe Nina și a zis, da, da. Șef, nu da la roșu miel. Da, da, ieri a fost superul, cel mai bun berbecuț care l-am mâncat și de Nina. Atunci, uite, eu am motivație. Doamne, ferește, Constantine, pe bune, ce-i cu declarația asta de dragoste? Mulțumesc, Constantine, mulțumesc. Fără hate, astea-s rețetele, n-avem ce face. Ok. Lui Bontea, automat i-a rămas peștele. N-a fost o treabă premeditată că hai să-l încurcăm pe Bontea sau pe Cătălin. Dragilor, având în vedere că aveți deja toate informațiile, spun că nu mai este cazul să intrăm în cameră înainte. Știți deja ingredientele, aveți la dispoziție 60 de minute, 14 farfurii, iar proba voastră începe în 3, 2, 1, succes! Haideți să gătiți, vreau... Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.